îndepărtați iarba și vegetația existentă în zona în care doriți să montați covorul de gazon artificial. Săpați zona și îndepărtați stratul superior al solului la o grosime de aproximativ 5 cm. Nivelați terenul și așezați un strat de nisip de cuarț de 5-6 cm grosime. Stratul de nisip trebuie să fie cu 1-2 cm mai jos față de marginea zonei. Neteziți și completați stratul de nisip. Întindeți geotextilul. Sulurile de geotextil trebuie să se suprapună aproximativ 5 cm. Tăiați sulurile în funcție de suprafața existentă. În cazul în care suflă vântul, udați geotextilul cu apă pentru a rămâne pe loc. În cazul mai multor suluri de gazon artificial, verificați ca sulurile să provină din același lot înainte de montare. În cazul unei grădini din spatele casei, derulați sulurile de gazon artificial astfel încât firele de iarbă să fie orientate spre casă. În cazul grădinii din fața casei, firele trebuie să fie orientate spre drum. Tăiați suprafața brută de pe ambele margini ale sulurilor. Dacă este nevoie, tăiați în funcție de forma suprafeței. Derulați cel de-al doilea sul de gazon lângă primul sul, astfel încât acestea să se lipească strâns. Ridicați marginile sulurilor și lipiți banda adezivă de-a lungul îmbinărilor. Apoi pliați cu mâna ambele margini odată, având grijă să se îmbine perfect. Călcați cu grijă pe suprafața de îmbinare. Așteptați cel puțin 7 ore înainte de utilizare pentru ca îmbinarea să se lipească corespunzător. Recomandăm umplerea gazonului artificial cu nisip de cuarț într-o cantitate de 5 kg pe metru pătrat. Pentru fixarea marginilor și colțurilor gazonului artificial, folosiți știfturi de gazon artificial din metru în metru cel puțin. După îndepărtarea resturilor, împrospătați firele de gazon artificial prin măturare în sens invers. Bucurați-vă timp îndelungat de gazonul artificial cu aspect natural!